Ia să văd eu ce marfă au băgat băieții aici. Te-ai săturat de izolarea la domiciliu? E, și cum ar fi să spun eu acum că nu? Da, bineînțeles. Unde trebuie să apăs? Ce trebuie să răzuiesc? Unde să dau click? Ce mai? Hashtag Partichip. Simți că e razna de la atâta liniște pe străzi? S-a simțit? Pentru că eu am încercat să maschez. Ai nevoie de Sunetele Bucureștiului, compilația de muzică ambientală care îți va aduce aminte de cât de nașpa era afară înainte, cu sunete pe care ți-e dor să le urăști. Știi care e? Cred că ți-a povestit și Alex. Ăsta era un sketch inițial pentru diaspora, să-și amintească diaspora, că era prea multă liniște în Suedia, acolo la ei, la nu știi, nu țipă nimeni pe stradă, nu ai vecini gălăgioși, toată lumea se respectă. Dar slavă Domnului, suntem foarte leneși și uite că până am filmat noi, până ne-am apucat de montat, a venit această pandemie și am zis: "Bă, nu trebuie să-l facem pentru autoizolare, că așa o să aibă relevanță." Și uite că s-a pupat perfect. Compilația de muzică ambientală care îți va aduce aminte de cât de nașpa era afară înainte, cu sunete pe care ți-e dor să le urăști. Bormașină duminică dimineață. Pune-ți căștile, dă play și relaxează-te pe 4 ore de găuri date în pereți fără motiv. Frumos, bă, sigur că da, Doamne, zen, am simțit că plutesc, înțelegi? Am simțit că trăim din nou. Că totul e bine, în sfârșit. Băi, bormașina asta pentru noi e aur, mă. E viață, e semn că noi trăim. Eu îți spun, cât timp o să aud o bormașină, înseamnă că România e trăiește, tată. Ai avut vreodată momentul ăla când stai și te gândești la bormașină și încerci să-ți imaginezi ce lucrare face ăla în casă? Pentru că nu merg găurile, știi? Te gândești, bă, dacă pune bucătăria, are nevoie de 4 găuri pentru șina aia și după aia poate să o pună. Ok, nu pune, că sunt 12 găuri până acum. Ce poate să facă cu 12 găuri? Ce poate să pună în pereții ăia, știi? Arușicări! Bă, Nenicule, nu crezi, mă, că bormașina asta ar trebui să capete și ea un loc mic pe drapel? Da, mă, grătarul trebuie să aibă locul lui. Ești de acord cu mine? Da, dar nu poți să divizezi națiunea, că din câte am înțeles, executăm spotul ăsta, sunt mai multe tipuri de bormașini. Unele sunt mai subțirele, au glasul mai lin, alte bormașini sunt mai groase și nu vrei să stârnești un scandal național. Trebuie să fim foarte clar ce bormașină am vrea să punem pe drapel, că nu e una singură. Deci o fi ca la facultatea de muzică, mă. Or fi și ăștia pe... Stiluri, da. Tenor, stiluri. Bariton, bas. Da, da, da. Și sigur, din cei care se uită la noi, ar putea cineva să ne pună foarte ușor la punct. E stresat că firma ta se apropie de faliment? Adu-ți aminte de vremurile când totul era normal cu piesa Intersecție în asfaltare. Ce da, frumos. Picam rola acolo, e. Cum șantierele patriei se poate. Păi cum să uităm așa ceva? E posibil. Toate stilurile de amenințat, că te dai jos la altul. Am încercat acolo să reproducem cât mai mult din repertoriul nostru bogat ca popor și ca București mai ales. Și ce e interesant, că mai ies cu câinele, nu numai că sunt mai puțin în trafic, dar parcă sunt și mai civilizați acum. Asta s-a întâmplat, pentru că foarte multă lume a părăsit Bucureștiul. Nu, și știi că și eu m-am gândit să mă duc la Tulcea, dar mai ales că ziceau că nu au cazuri de COVID pe acolo, că sunt foarte puține, dar aparent sunt puține pentru că noi le raportăm la Constanța. nici măcar nu ne permite COVID-ul nostru, asta e problema. Tată, nu mai e stavrit, nu mai e nici COVID. Nimănui nu-i place yoga de acasă, dar vei părea mai fericit în story-uri pe Evergreen-ul Bătaie la vecini. Mă, tu ai spart banii la păcănele iar? Ce ai fă, a fost la muncă? M-a fătut Dumnezei, măti, tu cât crezi că mai suport eu? Și politică li corect aici. E ca și cum mai fi nu, da, dar și politică li corect aici îmi place, știi? Că el o încasează. N-am vrut să facem gluma invers, dar n-am vrut să facem gluma invers, da, să nu dă idee oamenii tot. Pentru că invers nici nu prea era glumă. Și gospodina cine e, mă, Alex? Mă? Gospodina cine? Este colega noastră Roxana, producătoarea de la sector. Toate spotulețele astea mici au plecat de la câte o idee, dar noi am improvizat acolo pe loc toate, și intervenția poliției și tot. Și ea este o lady, Roxana, aș vrea să spun, dar când s-a așezat în fața microfonului și a fost să înjure un bărbat, i-a ieșit spontan din prima dublă. Adică
te-ai plictisit de partenerul de viață? Reaprinde scânteia, acompaniat de Quartet de Maidanezi. Asta e o idee pe care o avem de mulți ani și nu mai pot să mă uit la filme americane în care începe dragostea între două personaje și de nicăieri din tavan se aude o muzică romantică, că eu știu că la noi aici ar fi minim patru maidanezi care se sfâșie pe fundal. Nu ți s-ar părea nimic romantic, știi, la schedelăitul ăla. Dar noi am învățat să facem dragoste și pe sunetele astea. Că suntem un popor iubitor. Fii sincer, Raul, nu ți se pare că parcă nici maidanezii nu mai latră cum lătrau odată? Nu mi se pare că mai sunt maidanezii de altă dată, pentru că s-a întâmplat, știi, cred că a fost un efect de ăla, ca în Avengers Endgame cu Thanos, când a dat cineva din click și au dispărut jumate din maidanezi. Fix așa am avut senzația că a fost. Ar trebui să revină câinii la noi în oraș, pentru că ăla e semn de bogăție într-un oraș. Dacă reușim să hrănim și niște câini dincolo de oameni, înseamnă că ne merge foarte bine. Bogăție și omenie, dacă îmi permiți, Raul. Bogăție și omenie. Aș aduce și mai mult. Aș merge la cerbi maidanezi, nu știu, căprioare. Jderi. Jderi. Chiar frați. Cine reușește să atragă frații jderi. Aia vreau să văd eu. Aia vreau să văd, înțelegi? Sau începeți dimineața ca și cum nimic nu s-ar fi schimbat cu șlagărul unei generații. Fiare vechi. Nici nu știu ce să remarc aici mai întâi. Revenirea maestrului pe ecranele binecuvântate în formula sector 7. Acest frumos capot de casă bărbătesc, sigur, cu motive îmbietoare. Parcă aș vrea să-l mai... doar de Alex Velea. Acest capot, da, păi bănuiesc că nu se califică oricine la capotul ăsta. Aici să știi că am avut și discuții foarte lungi și între noi și în comentarii, pentru că multă lume zice că fiare vechiul original este diferit. Eu sunt de părere că este fiecare zonă are fiare vechiul. Specificul ei, așa e, așa da. E. Tu cum știi fiare vechi? La noi era așa, fii atent, o să mă dau mai departe de microfon ca să nu sară căștile de pe urechi. Era așa. Fiare vechi, cumperem! Așa era pe aici, pe în București, să știi. Pe la mine atunci era cumva legat fiare vechi, luăm. Ai, la voi era luat? Vechi, luăm, bă, la noi era, da. La noi te păcăleau că îl și cumpără. Afară n-a fost niciodată mai în casă. Alexa, play me Romanian love songs. Playing police intervention at 6 a.m. Liber, culcat, culcat, De ce s-o fi întâmplat lucrul ăsta, mă? Ce se întâmplă în România de intervine poliția la 5-6 dimineața? Eu am înțeles că România e o țară civilizată, în care oamenii muncesc serios, nu fură nimeni nimica, nu există corupție. Nu știu de unde a apărut folclorul ăsta. Mă și întreb dacă nu o fi făcut special pentru content, mă. E cererea asta nebună de content pe Facebook. Da, pe Facebook, pe Instagram și pe YouTube. Cu ce pot să mai vin nou, te întreb și eu. Pe burtă cu mâinile la ceafă! Păi sunt pe burtă cu mâinile la ceafă! Mai pune-le odată! Ce nu înțeleg eu la băieții ăștia care sunt mereu, se intervine peste ei, nu se intervine degeaba, această ambiție de a nu descuia ușa, doar amâni o bătaie, adică doar îți faci și singur pagubă și doar amâni, cum o să intre în casă peste tine și o să te aresteze? Nu mai bine deschis tu frumos, iar o să descalțe da, și tu ce după aia cum o feriți? Da, ai dreptate, chiar acea. Oricât de mulți simți că o e razna, poți să te teleportezi pe loc la realitate cu șlagre precum cocalari care s-au prins de glumă. Pe asta ai trăit-o? Pe asta am trăit-o, dar ar fi bine să facem o precizare, că aici nu exploda vreo bombă. Era o petardă, da? Da, nu, era unul care a dat-o, bă, ce a dat-o ăsta, mă, ce de asta, știi? Vai am trăit-o din ambele capete. Am fost și cocalarul care s-a prins de glumă și cel care la capătul receptor. Asta e un alt evergreen învățat în București. Nu știu cine are petarde de dă și în iulie, dă și în august și mereu noaptea. Dar cineva dacă are au termen de garanție bun, mă. Au termen de garanție bun petardele alea, îți dai seama. Dubios care se freacă în tufiș. Fata. Poți te miros? Asta pare rău, dar nu cred că o să intre pe TV. Și ce auzi tu acolo este varianta curată de față de cum era toată această improvizație. A mea mi-a fost mie rușine după aia și am zis hai să o ștergem. Fata.
Pe net nu o să găsească lumea că eu de rușine am șters 3 minute și 50 de masturbare în tufiș, că se ducea în apă minerală, căței de mirosit, trecea o mașină de poliție, șluieram după ei, am zis, bă, o să jignesc absolut toate categoriile din țara asta, hai să o lăsăm. Și vorba hai să lăsăm așa. Au și oamenii ăia, demnitatea lor. Da, exact. Și la barieră în Zăbrăuți. Aoleu, băiatul nu de la operație! Aoleu! Băiane, nu mai bate, mă, boschetana mine în față la magazin, te dracu, de cât ori ți-ai zis, mă, să nu mai bați boschetana! Stai, băi, vila mea, că a căzut aici! Băiane, ia apă și bată-l în față la vulcanizare! Unde să-l tânesc, bre, care 80 de kg, dracu, fac sânge pe tot bulevard! Haz de necaz! Da, mă! Ăsta ne-a scos pe noi la liman de fiecare dată. Acum pe bune. Da. Și o să vezi că și peste perioada asta, tot cu hazul ăsta de necaz, o să trecem pârleazul, cum se zice. Vreau mai trebuie stata să iau țigări, voia să iau țigări, vina mea că a venit să-și ia bătaie? Bă, da, poate-i dracu la spălătorie, că are șet ăla cu care dă pe jos. A, bre, mă, lași, mă, faci râs în cartier cu șet. Cât e bre un mop, că-ți cumpăr un mop acolo? E 14 lei, 50, 15 lei pentru tine. Economic, nu știu cum. O să ne revenim, da. E bine că nu ne pricepem, frate. E bine că măcar noi doi nu ne pricepem la capitolul ăsta. Știi? Sunetele Bucureștiului. Tot ce era mai de căcat la viața normală, ca să ai o izolare normală. Sunetele Bucureștiului. Disponibil pe YouTube și Spotify. Bă, și aici eu am crezut că e glumă, mă, dar înțeleg acum că de fapt nu e deloc glumă. Și că sunetele astea chiar sunt la dispoziție și pe YouTube și pe Spotify. Așa e? Chiar am făcut un album, un mini-album, încep cu toate aceste piese în format mult mai mare și pe Spotify, din câte țin minte, colegul Alex Osu chiar a reușit să le facă binaurale. Adică poți să auzi în jurătură aici și bătaie aici. Calitate, nu ne jucăm cu așa ceva. Stai să încercăm ușa. E deschis pe liber, 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 culcat la culcat! Voi ați făcut aici istorie, bă, Raul. Doamne ajută, nu se vede în view-uri, dar... Păi, nu se vede încă, nu se vede încă. Stai puțin că lumea acum, să știi că trece prin momente dificile, întrucât e greu să te împarți între 4830 de live stream-uri numai între ora 8 și 8 și 5. Gura, gura că se filmează! Bate-l când pleacă camera de aici! Albumul există, mă, și pe YouTube poți să faci, și pe Spotify. Nu poți să faci o reclamă fără să existe produsul. Ce? E, parcă ar fi prima oară când se întâmplă lucrul ăsta. Vezi că are și autoizolarea asta părțile ei bune? Iese, din, știi cum e, din bube, ciume și noroi, cum zicea poetul. Am făcut din Netflix, stat acasă și nimic, iată că ies și lucruri mari, ca să îl parafrazăm. Băi, deci, bă, proiectul ăsta nu este în deadline, nu este pe buget. Mariusica! Mariusica, ne-ai atins coarda sensibilă de data asta. Ce să mai zic? Pun toate linkurile mai jos în descriere, și de la video, și de la album. Chiar vă rog să-i onorăm pe Sector 7 cu niște view-uri, dacă nu cumva cu niște like-uri și comentarii. Eu oricum vă mulțumesc inevitabil. Cu atât mai mult cu cât mă și ajuta să trec mai ușor peste zilele astea. Da, de când răspund cu drag la niște sute de comentarii per video. Deci, respect, sănătate și să ne revedem veseli mai jos printre impresii. Sunt Andy Moisescu. Mă înclin. Voie bună!